Conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie, începând de astăzi de la ora 17 până vineri la ora 11, județul Mehedin se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează ploi însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică accentuată. În intervalul menționat sunt prognozate averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Având în vedere posibilitatea verselor cu acumulări semnificative de apă, recomandăm populației să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. Până vineri, la ora 11, județul nostru se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează ploi însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică temporar accentuată. Sunt prognozate averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În cazul manifestării vântului puternic, recomandăm cetățenilor să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasările. Pentru limitarea posibilor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va face la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate. Facem apel la cetățeni să ia măsuri de curățare a șanțurilor și rigolelor pentru evacuarea normală a apei pluviale. De asemenea, pentru limitarea posibililor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți.